Stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. După cum am anunțat încă luni, împreună cu colegii mei ne-am anunțat retragerea din fracțiunea Partidului Comuniștilor și am lansat inițiativa creării unei platforme parlamentare social-democrate, care iată astăzi s-a concretizat printr-o declarație semnată de către 34 de deputați. Platforma Social-Democrată pentru Moldova este un proiect politic care va demonstra în curând, prin fapte concrete, determinarea noastră de a reveni la agenda reală a cetățenilor care deja au obosit de atâta politică și așteaptă rezolvarea problemelor cu care se confruntă zi de zi. Prioritatea noastră este scoaterea țării din criza politică în care au adus-o interesele egoiste ale unor lideri de partid și relansarea unor reforme profunde, sistemice, în domeniile cheie pentru cetățeni. Justiția, sănătatea, economia țării impun reforme radicale și un prim-ministru puternic să-și asume lupta antisistem. De aceea, în zilele următoare, cei 34 de deputați, membri ai platformei social-democrate, vor veni și vor propune șefului statului un candidat la funcție de prim-ministru capabil să recâștige încrederea cetățenilor și susținerea pentru reforme. O muncă în